Salutare! De plecat plecăm, dar nu știu dacă ajungem. Plouă de 5 zile pe, la, pe zona asta și vedem, încercăm, dar nu cred. Și alții mici să intră. Încercăm, încercăm un off-road așa de octombrie. Într-un final, după multe încercări nereușite, prima zonă pe care ajunsesem, având în vedere că stăm o săptămână și nu vreau să mă așez pe orice loc, am găsit acolo o apă de 3 metri și am hotărât să nu rămânem pe acea zonă. Ne-am tras un pic și după încă 2 ore de muncă și mașini rupte, am ajuns pe locul nostru făcut anul trecut, pe zona aceea. Am mai filmat de aici. Din păcate, plaja s-a mai mâncat, a mai crescut apa între timp, cam 70 de centimetri în total și o să mai crească încă 2 zile de acum încolo. Nu mai avem aceeași plajă, dar suntem pe o apă adâncă, 7-8 metri adâncime, cum ne-am dorit. Am preferat să evităm zona aceea cu apă mică, chiar dacă am mai muncit un pic, nu ne-am așezat așa, totuși stăm o săptămână, nu stăm 2 zile. Mult de muncă, băieții deja s-au apucat să scoată din mașini, mult de muncă, corturi, mese, bagajerie, mâncare, trebuie să adunăm și lemne, cred că ne va prinde și noaptea în curând. Revenim, cred eu, mâine va fi prima zi de pescuit, azi e duminică și o să încercăm să revenim mâine. Andrei, speranțe mari? Da, frate, nu se poate. Când vin cu tine la Dunăre, e imposibil să nu prind. Muncă mult. Am plecat la 12 de acasă, am ajuns la ora 4 pe malul Dunării. Pe zona asta, Iulia. You are.
și firul după cum. Băi, e mare rău, e mare rău, are 4. Băi, e mare rău. Are 5. Cred că are 5 kg. Asta. Are 5 kg. Mamă, 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 cât am mai nenorocire. Ioane, mea. E 5 dimineața, băieți. Doar ce am aruncat două fidere. Și cred că mi-am doborât recordul la mreană. E o mreană gigant, nu știu, eu zic că are peste 5 kg. N-am văzut, adică am văzut mreană mai mare, dar n-am prins mai mare de atât. Un drill superb. Cârligul e în gât, așa că o să-l, ca să o ținem vie, n-am decât să rup forfacul. O mreană superbă. Cred că e nouul meu record la mreană. Superb pește. Superb pește. Adevărată torpilă. Superb. Salutăm pe toți. Salutare. Salutare, salutare. Sunt alături de Mihai Ivănescu, îl cunoașteți din filmele trecute și de un invitat special, cel pe care vi-l promiteam în episoadele precedente. O legendă vie a Dunării, Cicerone Vrăjmașu, sau pentru toată lumea, pentru toți care îl cunoașteți de pe grupuri, de pe Facebook, de unde îl cunoașteți, Nea Cici. Nea Cici. Maestru tenului, ca să zicem așa. Da. Încercăm o partidă la crapă. Azi deja e luni, noi am venit ieri, duminică, Nea Cici a ajuns astăzi dimineață,
am fost și l-am luat din, de la mine de acasă, unde și-a parcat mașina, a venit alături de noi, însărsănat cu o groază de mâncăruri, de dulcețuri, de murături, de scrumbii, de fel și fel de nebunii. Mulțumim pe această cale. Despre partidă, mare lucru, ce să vă spun, încercăm o partidă la crap, dar avem ca backup, așa, ca variantă de rezervă în caz că ne facem de râs cu crapul și nu prindem. Mixt. Pescuim și la șalău și avem și cât un feeder pentru o saramură, pentru o ciorbă, pentru prânzul și cina noastră pe malul Dunării. Pescuiesc alături de Mihai, avem 6 lansete împreună la crap, o să vă prezint și monturile și cum pescuim. Neacici pescuiește și el cu 3 lansete la crap. Avem aici în față și câteva lansete băgate pe șalău. Am nădit aseară, nădim și în seara asta, ca strategie de nădire am stabilit cu Neacici să nădim masiv doar seara, atunci pe înserat când se amurgește, să nădim masiv cu porumb pe care îl fierbem la... Îl ținem întâi la înmuiat în apă, în saci, și apoi îl fierbem la tuci și îl dăm cu barca. Ne însoțește și Mircea, prietenul meu, să nădim cu barca lui. Ne însoțește și încă un prieten, Andrei, care momentan s-a băgat la somn și... Sperăm să luăm crab la această partidă. Am prins ciortanea noastră, dar n-am luat un crab adevărat. N-am avut încă nicio trăsătură, suntem abia prima zi de pescuit, da. Ca să zic așa, practic. Am luat câțiva șalăi, am luat și o mreană frumoasă în prima noapte. Neacici, ce așteptări ai de la partida asta? Dunărea e imprevizibilă totdeauna. Așa e. Asta e. Vedem ce ne rezervă partida, o să încerc să împărtășesc cu voi ca de obicei tot ce facem aici. E o atmosferă incredibil de frumoasă, seriile sunt superbe, diminețile cu cafea lângă foc, incredibile. Prerup. Sigur. N-are cum să fie atmosfera urâtă lângă oameni minunați. Mă bucur și noi de apreciem. Asta vă mulțumesc și eu pentru... invitație. Ne bucurăm că ai venit și sperăm să ne vedem și la... Mare drag, am acceptat-o. Da, și... băieți, voi îl știți de pe grupuri, știți cam ce, despre ce pești vorbim, cam ce prinde. Tenul probabil e specia lui preferată, de-a lungul timpului a luat niște torpile adevărate de Dunăre, e as în pescuitul tenului, ca să zic așa, mai ales pe zonele pe care pescuiește și pe care le cunoaște foarte bine. Ce să zic? O să ne vedem la anul, sigur, dacă mă... Dar o să le împărtășesc și lor din cunoștințele mele. Doamne, să fie bine și... Ce să zic? Revenim cu tot ce facem noi aici, o să punem pe cameră și să sperăm că va fi bine. Haideți să prezentăm și tot ansamblu, monturi, bețe, mulinete, tot cu ce pescuim. Vreau să spun că suntem în extremitatea stângă a locului de pescuit. Am nădit undeva... 30 de metri, 20, 25, 30 de metri, nu pot să aproximez chiar cu exactitate unde am nădit în amonte. Aici sunt primele 3 lansete, am decis să pescuim împreună cu Mihai, el cu 3, eu cu 3, el n-are încă un echipament dedicat de crab și am decis să pescuim împreună cu lansetele mele. Primele 3 bețe sunt niște bețe de somn. Se folosesc la somn, nu sunt niște bețe dedicate de crap, dar care merg perfect din punctul meu de vedere în pescuitul crapului. Sunt niște bețe de la FL, Catfish Passion Pro, de 270, acțiune 300-600 de grame, sunt niște bețe foarte rigide, dar care, în opinia mea, sunt destul de senzitive la o trăsătură de crap, adică vorbim de niște bețe bune. Ca și mulinete folosesc vechile mele mulinete pe aceste trei bețe, Shimano Ultegra XSD 5500. În materie de fire folosim Sufix Tritanium Neon Gold de 0,40, un fir foarte bun calitate-preț din punctul meu de vedere, mai ales în pescuitul crapului. Niște swingere normale. Iar ca acești trei senzori la aceste trei bețe cu stație sunt Prologic Bat Plus. O să mergem și după salcie, în locul mai ferit, ca să zic așa, să vă prezint și celelalte trei lansete. Hai să arătăm un pic și cam cum ne-am camuflat și ne-am ferit de gălăgie, de gălăgia taberei pentru lansetele de crab. Cam așa e accesul la celelalte trei lansete. O să ne chinuim puțin, dar profităm de faptul că avem senzor cu stație și auzim trăsătura de la tabără.
Bun, am o lansetă deja pe mal. Am agățat-o mai devreme în prag și s-a rupt. Aici am niște bețe de la Fox, Fox EOS, de 3 libre, 3,60 m. Sunt practic ultimele bețe, ultimul meu echipament de baltă la care am renunțat. Mi-am vândut aproape tot ce înseamnă pescuit pe bălți. Mi-au rămas doar aceste 3 bețe de la Fox. Pe aceste 3 bețe, ca și mulinet, am Shimano Ultegra XTD de 14.000. Același fir, sufix Tritanium Neon Gold de 0.40. O lăsăm pe asta deoparte. O să îi fac în curând, o să îi refac montura. La aceste 3 bețe folosesc aceleași swingere și am un alt set de avertizori. Sunt renumiții avertizori de la JRC, JRC CX Radar. Imediat o să scot o montură și o să vă prezint și montura și cam cum am gândit partida asta. Vreau să-i mulțumesc pe această cale și lui Tsutsu, se știe el cine e. Îi mulțumesc pentru cadou, unul din abonați mi-a făcut cadou un tricou foarte frumos pe care îl port cu plăcere. Îmi pare rău că a venit toamna, e fric și l-am băgat așa peste hanorac, dar e ok, mersi mult de tot. De obicei când pescuiesc la crap, atât pe Dunăre cât și în delta Dunării, folosesc montura aceasta cu un leadcord de 80 de centimetri, un clips pentru plumb pierdut, un plumb gripa de 120 de grame și apoi forfacul. Am ales pe două dintre cele 6 lansete să rămânem pe montura aia cu leadcord, cu clipsul pentru plumb pierdut, și pe celelalte 4 să folosim o montură care protejează cât de cât pești în caz de rupturi și scăpări. De oriunde s-ar rupe, peștele nu ucară și greutatea asta de plumb după el. Pur și simplu avem același plumb gripa, dar cu lisante de 120 de grame, băgat direct pe firul principal. Aici n-am nevoie de mărgică de cauciuc care să atenueze șocurile, deoarece plumbul e prevăzut cu un tub de cauciuc care nu-ți freacă și n-ai probleme cu nodul din punctul ăsta de vedere. Același tub anti-tangle, forfacul și cârligul cu boabele de porumb. Însă ce vreau să vă arăt destul de important, acest aspect cu plumbul cu lisant direct pe firul principal. Ca și plumb, mi-am luat niște plumbi de la Total Fishing, niște plumb gripa de 120 de grame care îmi plac foarte mult. Firul de forfac e un fir pe care îl folosesc cred că de 7-8 ani de zile cu mare succes, un fir de 30 de libre, un textil suplu de la Fox, Fox Horizon. Iar ca și cârlige de departe, din nou, cred că le folosesc de 10 ani aproape în pescuitul crapului, folosesc Fox Arma Point White Gape Straight, mărimea numărul 4. La această partidă mai mi-am luat niște cârlige de la Drenan Continental numărul 4. Am băgat și două lansete cu acele monturi, dar nu renunț la cârligele mele preferate în pescuitul crapului de atâta timp. Cam asta despre monturi. Porumbul pe care îl folosim e porumbul fier din găleată, același cu care și nădim. Ce am făcut în plus la acest porumb, nimic complicat, nimic secretos, ca să zic așa, l-am aditivat puțin cu un aditiv praf Sensa Scarpix de căpșuni, tot de la Total Fishing, îl găsiți la ei. Nu consider că asta o să vă facă diferența în partidele de pescuit, pur și simplu e doar o chestie de gust. Am simțit un pic nevoia să miroasă puțin la căpșun acest porumb cu care am nădit, n-am pus foarte mult, un plic de 200 de grame la 10 kg de porumb e destul de puțin. Asta e montura, cu asta pescuim, nu este nimic secretos, complicat, nu facem nimic în plus față de ce fac marea majoritate a pescarilor. Sperăm ca locul, monturile, lansetele, tot ansamblu să ne aducă un crap frumos la partida asta și să fie bine.
Bună seara, bună seara. Navigatorul meu, cum știe el să o țină pe loc în mașalier. Bagă bosta. Vrea are, mă. Știe, mă, dar nu vrea are. La vale. La vale. Avanti. Avanti. Încet, încet la relantii. Ușor că să nu pierdem căpetenia a pașiului. Nu? Să nu pierdem căpetenia a pașiului. Ia dai, mă, dai un pic în ea.
asta în direct. Da, e fiecare zi așa. Știi, mă, ce? Da, normal, corect, băi. Auzi? Da. Zilele se scurtează acum toamna. Mai puțin se face noapte. Facem o saramură de plătică. Nea Cici ne-a onorat și cu câteva scrumbii. De la lada frigorifică le arătăm și scrumbiile. Hai, Nea Cici, cu ele. Și după masă ne onorează și cu un desert. Ce ne faci, Nea Cici? Plătică. Plătică. Da, da. Asta aici a rămas din saramură. Și acum urmează desertul. Niște clătite pe malul Dunării. Avem tigaie, avem butelie cu arzător. Nea Cici, ai un stil aparte de a bate și ou. Nea Cici s-a ținut de promisiune cu clătitele. Face artă pe malul Dunării, ca să zic așa, artă culinară. Da, e într-un fel anume, ce să zic. Dacă ar da și un crap acum pe clătitele astea pe fundal, ar fi senzație majoră cu 40 la oră. Părăcime, clătita, o vezi? Nu e bună, dacă nu e pupoasă. Da, magician. Cine n-are un Nea Cici să-l cumpere. Atunci ai șansă să-l vezi. Sare câte 10 metri așa sus. Delfin. Bă, îi vezi la 80-90 metri, metri, știi cum fac? Și vine jos, dă-i, se scoate. Și după ceas, între 8 și 10 minute l-am scos. Nea Cici, eu am prins românesc în primăvară la 36. Dar el nu se simte. El întotdeauna, uite așa. A intrat de 3 ori în buturgă, s-a întors înapoi. Cioata, spun eu, cioata crapul ținte. Sau un pom în asta, dar tenul niciodată nu o să ținte. El, cum să spun, e torpilă. Și tu foarte greu îl iei. E enorm de greu îl tragi. Și obosești, zici că... Ei, pe mal e altă diferență. Pe mal îl dirigezi cum vrei tu. Îi dai drumul la pir, îl tragi, îl plimbi. Iar îl tragi, te joci cu el. Maxim 80 minute îl scot, după mal. Indiferent de mărime. Indiferent de mărime, poți să aibă și 30 de kilograme. Nu scot în 80 minute, îl scot afară. Dar dacă ești pe barcă, foarte greu îl scoți. Una la mână. Balca, ești în ancoră, da? Este greu, nu ai, cum să spun eu, punctul de sprijin. E altceva, când te duci în pământ, te sprijin, știi? În barcă, te balancezi. Plus curentul apei. Plus forța lui, eu cred că tenul are triplă. Plus să-l aduci în curent. Dă-i drumul la pir. După aia când îl aduci, tu dă-ți seama că nu poți să-l dirigezi. De exemplu, tu îi dai drumul la pir. Dacă îi dai drumul la pir, el se poate baga sub barcă. Înțelegi? Și deci, practic, el te plimbă. E foarte greu ca să-l scoți din barcă.
Ai prins pești mari, ce să mai discutăm, că fie vorba între noi. Nu, am fost mai norocos. Da, nu. Ce preferi în drill? Ten sau crab? Niciodată, după mine, cel mai frumos drill care poți să-l alții îl oferă crab. Românesc. Mare. Ăla da. Tenul este mai rapid. Ăla e rapid. Român... Păi și cum? Că tenul e mai sportiv decât românescul. Cum îți oferă crapul? Tenul îți oferă drill la mal, mă, în mal. Deci tenul îți oferă drillul la mal. Dar cel mai frumos drill după mine, crapul. Eu îl recunosc. Recordul la crap? La crap 28. Ten? 31. Am înțeles. Și cu asta am spus tot. Încerc să vă arăt un fenomen interesant. Mihai e covarg aici, se chinuie să prindă câțiva oblezi pentru șalău, dar un avat hrăpăreț, un avat mare după sărituri, care îi sperie obleții de lângă undiță. Mai devreme a sărit fix lângă vârful undiței. Hai, poate îl prindem puțin pe cameră. Nu mai vine, că e pudic. E un avat pudic. Oh, uite, l-am prins pe cameră, da. Da, e un avat mare care sare fix pe pluta lui și îi sperie toți obleții. Da, chiar mișto, l-am prins și pe cameră acum. Da, un spiningar bun aici, cred că îl lua la maxim al 5-lea lanseu. Dar noi nu suntem cu spiningul și nici nu ne interesează specia asta. Încă o dimineață superbă, puțină ceață. Așteptăm crapii. Revin cu un update. E joi dimineață. Ne mirăm toți de ce vreme avem parte la sfârșit de octombrie, suntem la tricou, 22 de grade afară la ora 12. Incredibilă vremea, ce noroc am avut de vreme, însă
crapul și de vreo două zile șalăul nu vor să ne mai viziteze. Mircea e plecat cu barca, am pomii de vis-a-vis. Mihai Ivănescu se chinuie aici la mal cu o vargă pentru obleți. Să avem o meală pentru șalău. Nea Cici a trecut pe fidere cu ucigașa de caraș. Nea Cici, e eficientă ucigașa de caraș? Da, foarte bun. Ieri a prins un ciortan și un caras la aceeași lansetă. Am crezut că e mare crap. Și arată crap în așteptare. Lansetele lui Nea Cici de crap, cele două acolo în așteptare. Suntem în a patra zi, n-am avut încă nicio trăsătură la crap. A avut Nea Cici ceva scăpat lângă mal, dar eu cred că totuși a fost mreană. Da, nu știu. A găsit și una ruptă de dimineață. Așteptăm încă să vină crapul. Până atunci ne delectăm cu această vreme superbă. Nu ne așteptam. Când am venit cu noroiul la aripile mașinii și acum de vreo două zile avem parte de așa ceva. Dunărea este superbă, apa este limpede și vedem ce urmează. Voi sunteți superbi! Doamne ajută! Și o ciorbiță de cocoș ala Nea Cici. Da, ia uitați băieții, unde este cel mai frumos în natură. Ia uitați grăsime aici. Adevărăciune. Păi da. Nu? Cu crapul stăm mai prost, dar cu meniu stăm bine de tot la partida asta. Viață grea. E, stăm prost cu crapul, dar stăm bine cu capul. Și cu șalău. Asta e cel mai important. Meserie. Pe lângă ciorbița de cocoș a la Nea Cici, ne mai pregătește încă ceva secret, a spus. Ne lasă să vedem la final ce iese din mâinile lui. Cine a fost cu Nea Cici pe Dunăre știe ce înseamnă asta. Am vorbit cu el și mi-a promis că își cheamă bunicii în curând. E primul ciortanaș și n-a intrat la porumb, a intrat la fidă. Dar ne-a promis că își cheamă bunicii. Să dea Dumnezeu să vină și bunicii și mămica și tăticul. Du-te, tati, du-te și fă-te mare.
Lipsa activității peștelui ne dă timp de găteală. Astăzi cârnați tocați la bardă, gulaș de porc. Neacici, cu ce ne mai surprinzi? Gulaș de porc, dacă nu mănâncă peștele, să mâncăm noi. A, să că mănâncă și peștele, speranța moare ultima. Păi da, tot facem tot ce ține de noi, speranța moare ultima. Dunărenii, vă pupă nenea Cici. Le-am promis la băieți de vreo 3 zile că le fac un gulaș. Am băgat la piept acum. Cu de toate, să fie gulășelul. Păi băgăm și cartofii. Dacă peștele este apatic și nu mănâncă, mâncăm noi. Vă pup! Am intrat puțin la dubii, dar nu mi-am pierdut speranța. Aseară, un fapt mai puțin prins de mine pe Dunăre, un vapor ancorat fix deasupra lansetelor mele de crab la 20 de metri de mal. Sperăm că ăsta se duce și își vede de drum. N-am avut încă prezentări la crab, mai avem 3 zile la dispoziție. Sperăm în continuare și cred eu că dacă vine un pește frumos, adică nu ciortan sau... Deci ori vom avea un pește frumos, ori nu vom avea nicio trăsătură. Revenim mâine cu încă un update, ne băgăm la un șalău pane și la povești cu Nea Cici. Șalăul e pregătit, mămăliga e pe vine și ea. A venit și Alex, care ne-a onorat cu un rom diplomatic, o se numește. Băgăm o cuba libre. Ia zi tu, Frezne, cum ne așteaptă crapii mâine dimineață? Pălac. Suntem cu corsarul roșu. Cel mai tare între corsari.
cu... Atmosfera e nebună când familia se adună. Și cu Claudiu din la Bacău. Ce se întâmplă în ziua respectivă? Ce ca să-ți faci o idee, hai să spun ceva, fii atent aici. Pescuiesc de 20 de ani aproape pe Dunăre, de la 11 ani. Toate recordurile mele pe Dunăre, în afară de mreana asta, care cred că e recordul meu la mreana, care am prins-o, sunt prinse pescuind după altă specie. Mă crezi? Dădeam cu caras cât palma, noaptea la 3 dimineața cu caras cât palma, cu montură cuplută, dădeam după somn. Și am prins șalăul vieții mele, 4,8 kg, recordul meu la șalău, pescuind la somn, da? Da. Pescuind tot la somn, cu cârlic de 2x0, cu buchet de râme negre, am prins plătică de 4,3 kg, recordul meu la plătică, pescuind după somn. Da. Da? Da. Pescuind tot la somn, cu coropișniță, am prins până la mreana asta, care cred că asta mi-am cântărit-o, asta e recordul meu, am prins recordul meu la mreană, de 4,5 kg, pescuind după somn cu coropișniță. Deci eu pescuiam la o specie și mi-am doborât recordul la altă specie. La altă specie, da. Pentru, eu de asta iubesc Dunărea. Înțelegi? Nu, și o paranteză. O mare prostie care o face, în special pescare, care e bine, și pe grupul și pe toate astea. Dragi colegi, cu toate vreau să merg la pescuit, de exemplu Giurgiu, da? Peștele vizat, caras. Caras. Ce? Băi, nu există așa ceva. Nu există o pescuit. Când te duci la Dunăre, da, trebuie să ai tot abecedarul. Da. Să știi un pic și la șală. Să ai și râme la tine, da? Să ai fincă. Și viermi. Nu. Să ai nu. Și pește. Dai jos. Auzi, știi ce este pe mal, da? Dar în adâncuri nu știi nimic. Pescuitul este foarte ușor. Pescuitul nu are secrete, dar are multe taine. Dacă tu te duci și dai la crap pe o groapă plină cu somn și dai numai la porumb și la boile și la mămăligă și dai o groapă cu somn în față și stai o săptămână, păi ce faci? Faci turism, ce vorbeam cu Neacici. Mănânci, bei, te înveți și dormi. Păi și tu ai o cireadă de somn aici în față. Aici dat în mine, Nu. N-am dat în tine pentru că tu n-am dat în tine pentru că tu poți să ai orice în față, că oricum nu prizi nicio specie. Că ai 25 de partide de 106. 4 kg de pește adunat. Dar nu. Dar acum am înțeles de ce. La partida asta am înțeles de ce. De ce? Deci tu practic, tu vii la Dunăre ca să bei, deci, tu nu pescuiești și propriu zis. Nu. Ionuț. Sunt convins că au fost partide și când ai pescuit. Clar. Da, dar ai fost la ghiniu. De la partida asta. Pește apa. Câte la asta? Nu. Bă, frate, eu înțeleg stilul tău de a pescui. La tine o partidă de pescuit la Dunăre e 1% pescuit și 99% alte lucruri. Dunăret, vă prezint una dintre metodele mele de a pescui la ten și crap pe Dunăre. Ca lansetă folosesc un Acuia Advance de 363, o mulinetă Okuma de 7000, un fir principal de la Carpe Expert de 0,45, ca plumb 220 de grame, un ac Carpe Expert numărul 4. Plumbul, vino mai aproape. Și unde plumbul cu lisant îl introduc pe firul principal, urmat de o pilă de cauciuc pentru protecție, un pârtej, iar ca porfac am un fluorocarbon de 0,40, cam de 30 de centimetri, acu și ca boabă de porumb, am două boabe de porumb pe care eu le dipuiesc în scopex cu un flotant la mijloc, puse pe fir de silicon. Arunc la 50-60 de metri în care aștept. Asta este una dintre conturile principale care pentru mine au fost foarte eficiente. Vă doresc fire întinse și iubiți natura. E vineri, după masă, suntem după 5 zile petrecute împreună pe malul Dunării, deci nu mai poate să stea.
Am o problemă. Are o problemă și trebuie să ajungă acasă. Ne părăsește în glorie, ca să zic așa. A prins cam toate speciile pe zona noastră, în afară de crab, dar poate ne revanșăm noi până duminică. Ciortan. Ai prins ciortan, da. Trebuie să plece. Îi mulțumesc din suflet și chiar mă bucur că ai venit și atmosfera a fost incredibilă și sper să ne vedem și la anul și la alte partide. Mare drag, te pup. Doamne ajută. Să fii sănătos. Tot ce vă doriți să vă dea Dumnezeu. Fiind întinse și bravo, bravo, bravo la toți, bravo. Am găsit un banc de plătici mari, plătici la 1 kg și jumătate, 2 kg, undeva pe larg, pe curent, pe șenal, la 70 de metri de mal. Stăm ancorați de o cioată ieșită din apă și se pare că mănâncă doar la râmă, e singura mămeală pe care nu o avem la noi. N-am venit pregătiți pe somn, nu avem râme. Am avut o cutiuță mică de râme roșii care s-au consumat, bineînțeles. Și acum am venit să muncim un pic prin pădure. Băiatul cu cazmaua și băieții cu pian. Vă pup. Ok, încercăm și un pescuit din barcă. Avem aici un sonar care ne arată live cam ce se întâmplă pe fundul apei și am găsit un banc de plătici. Nu concepeam vreodată că se poate prinde plătică în curent la 50 de metri de mal cu un curent infernal. Plătici mari, sărite de kilogram, kilogram jumate, într-un curent infernal pe mijlocul Dunării legați, stăm în electric, în motor electric aici. O ia instant, cum i-o dai la bot direct, cu plumb de 200 de grame, la plătică. Incredibil, incredibil. O să încerc să iau un cadru și cu o plătică scoasă live. Cam așa trage plătica pe curent, cu plumb de 200 de grame la feeder. E incredibil, incredibil. Asta e, cred că e și mai îmbrăcată, nu? Or. Da, niște plătici, adică... Mamă, ce cârjen, ce pe larg aici, incredibil. Incredibil. Cam astea sunt plăticile de curent, ca să zic așa. Dai tu puțin fir din Beritraner, că nu pot să ridic... Gata. Astea sunt plăticile de mijlocul Dunării, de curent. Uite cum se lasă pe curent. Să vedem ce avem. Măreană, măreană mare. Ăla e tot. Păi, nu e ăla. Domnul Alexandru, încă o... Noi venim cu barca și băieții cred că au luat ceva frumos la feeder de pe mal. Pare vreană după cum se zbate.
putea să fie și crab. S-a blocat în prag? Nu vrei să ți-l scot din barcă să nu se scape în prag? Îl scapi în prag pe ăla. Ia dă-i Mircea înapoi în mașelier, ok? Ia Mihai tu telefonul. Gata, bus. S-au adunat mrenele mari pe patul nostru de porumb, nădit vreo 6 zile. Au mai luat băieții una, asta e aproape de 5 kg la fel. Au venit mrenele aici pe porumb. Un pește superb. Și un drill din barcă superb. A venit și fatidica zi de duminică. Ziua plecării. Aproape că mă ia plânsul, sincer. Cu crab mare sau fără, pentru mine a fost ieșirea anului. Mircea, barcagiul nostru, pleacă spre Port Oltenița. El ne-a ajutat cu barca lui cu nădirea, care până la urmă a adus niște mrene mari, frumoase, pe zona noastră de pescuit. Și care, vis-a-vis pe niște cioate aflate pe larg, în curent, pe apa adâncă, ne-au adus plăticile pe care le aștept de vreo 2 ani de zile pe Dunăre, plăticile mari, 1 kg, jumate, 2 kg, chiar și mai mari, spre 3 kg câteva. Am făcut alături de Mircea o partidă de senzație din barcă la plătică mare sau cârjancă, cum e denumită pe zona noastră. Îi mulțumesc lui Mircea pentru asta, pentru partida pe care mi-a oferit-o din barcă. Pe Mircea o să-l tot vedeți pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. Și nu pentru că are barcă, țin foarte mult la el, e un prieten de suflet, un prieten vechi. Ne-am cunoscut prin nașul meu, Adrian Iordache, și am legat o prietenie frumoasă. Mircea, ce să zic, sănătate, Doamne ajută, ne vedem la următoarea ieșire. Strângem și noi bagajele ușor, ușor și ne îndătăm pe case. De mâine intrăm din nou în pâine cu muncă, servici, afaceri, fiecare cu ce își câștigă existența. Dunărea și astăzi la plecare ne oferă o vreme superbă. Am avut noroc de o vreme superbă. Cum spuneam, Nea Cici a plecat vineri, a avut ceva probleme de rezolvat și n-a putut să stea până la capăt. Andrei, prietenul meu, a plecat și el sâmbătă. Eu cu Mihai, cu Mircea și cu încă un prieten, Alex, am rămas până azi. Vă pupă, fratele vostru! Sănătate, Mircea, te salutăm! Dacă doriți să susțineți canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni, aveți un link în descriere. Oricum, orice share, orice like și orice abonare ne ajută, vă mulțumim, vă suntem recunoscători și sperăm să vă îndeplinim așteptările, ca să zic așa. Chem partida de o săptămână pe malul Dunării, invadați de gândaci, pur și simplu, trebuie să spunem și asta, ne-au invadat acei gândaci urât-mirositori, sunt peste tot, în haine, în geamantane, în genți, în găleți, în ceaoane, peste tot. Încheiem o partidă obositoare, dar frumoasă în același timp.
Mihai chiar se mira de vremea asta incredibil de frumoasă pe care am prins-o, nu ne așteptam să... Să avem parte de atâta soare și de atâta... A lipsit și vântul cu desăvârșire, tot a fost perfect. N-am reușit să aducem crapă mare pe vad, trebuie să spunem asta și să fim corecți. Peștele partidei, ca să zic așa, a fost la specia crapă, a fost un ciortan aproape de 3 kg și încă vreo 4-5 sub-kilograme liberați, bineînțeles. Însă ne-am descurcat foarte bine la celelalte specii, la șalău, la mreană, mi-am doborât și recordul la mreană și cred că și aproape și la plătică în această partidă. S-au luat plătici imense și destul de multe, s-au luat mrene frumoase, s-au luat șalăi, atmosfera și compania extrem de plăcută, tot a fost pe placul nostru, ne simțim răcoriți așa după săptămâna asta și... Vă mulțumim pentru vizionări, vă mulțumim pentru like-uri, pentru comentarii, pentru cei care ați fost alături de noi pe live și să ne revedem sănătoși. Nu, în ultimul rând, vreau să-i mulțumim lui Cici care a acceptat invitația noastră și a fost alături de noi. Din păcate, el a trebuit să plece și am continuat împreună cu Ionuț următoarele zile, să vedem dacă reușim să aducem ceva pe vad, dar nu a fost nimic, nimic notabil. Notabil. Da. Per total, o partidă muncită, obositoare, o partidă frumoasă, pești mulți, pești mari, dar a lipsit specia vizată. Poate data viitoare, crapul, am mai spus-o pe un film, ne-a cam ocolit anul acesta pe zonele acestea, care în mod normal ar trebui să țină crap, mai ales în perioadele acestea de toamnă. Însă vremea, compania, meniu surprinzător din fiecare seară și poveștile, cafeaua de dimineață lângă foc ne-au făcut o partidă deosebită. Sperăm să iasă și un film bun, să vedem ce o să reușească Mihai, cât de repede și cum o să ne mișcăm, atât de repede o să-l punem. Sperăm să iasă ceva bun. Cam asta e, ne vedem la următorul film. Și vorba lui Ionuț, Dunărea câteodată te dezamăgește, dar niciodată nu rămâne datoare. Să fiți sănătoși cu toții și să ne vedem la următorul film. Yeah, 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 yeah